Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu ar urma să primească din luna noiembrie o parte din imigranții care se îndreaptă către Europa. Aceasta în urma deciziei adoptate la nivelul Uniunii Europene, decizie care vizează toate statele membre. Din luna noiembrie vom avea și aici, la Centrul Regional de Cazare de la Giurgiu, imigranți proveniți din statele din nordul Africii, cel mai probabil sirieni. O parte din cota ce-i revine României prin decizia adoptată la nivelul Uniunii Europene va fi repartizată așadar aici la centrul de la Giurgiu. Ultimele informații arată că la Giurgiu vor ajunge circa 150 de imigranți. La inaugurarea acestui centru, capacitatea de cazare maximă era de 100 de locuri. Probabil că el a fost deja extins sau urmează să fie pentru a putea primi cei 150 de imigranți sirieni sau din alte țări din nordul Africii, așa cum spuneam. La ora actuală, în acest centru se află numai 4 imigranți solicitanți de azil, iar în cursul acestui an au fost depuse 104 solicitări, dar numai 36 de cetățeni străini au fost cazați aici la Giurgiu în toate cele 8 luni care s-au scurs din acest an. Cele 6 centre din țară au regim deschis, astfel încât persoanele care depun cerere de azil pot părăsi centrul, dar cu respectarea regulamentului de ordine interioară. Solicitanții de azil pot părăsi localitatea de reședință cu aprobarea administrației centrului.